Bună seara și bine v-am regăsit, stimați telespectatori, la emisiunea Reflector Analitic. Pentru ediția de astăzi ne-am propus să discutăm despre președinție, despre acțiunile care urmează să fie întreprinse, precum și despre eficiența acestuia în Republica Moldova. Invitații ediției de astăzi sunt Roman Mihăieș, analist politic. Bună seara și bine ați venit! Bună seara! Și Nicolae Pascal, președintele Mișcării de Tineret Voievod. Bună seara! Bună seara! Domnule Mihăieș, avem un președinte care este deja investit. Asta înseamnă că avem o stabilitate politică în Republica Moldova sau urmează ea să se instaureze? Vă rog! Asta înseamnă mai mult. În primul rând înseamnă faptul că în Republica Moldova s-a terminat ciclul de alegerea tuturor funcționarilor și avem toate ramurile puterii deja pline, adică avem și președinte și parlament și guvern funcționale pe deplin. Vă duc să aminte că în vreo 3 ani jumate am avut președinte interimar. Da. Și este o diferență, pentru că una este președinte interimar și alta este președinte legitim, mai ales că avem și după 20 de ani alegeri directe ale președintelui, care conferă o legitimitate sporită acestei funcții. Eu cred că chiar dacă mandatul domnului Dodon a fost contestat de o parte a opoziției, Curtea Constituțională s-a pronunțat, dânsul este legitim ales, acum rămâne ca dânsul deja să-și formeze echipa. De fapt a prezentat-o astăzi. O parte din echipa asta s-a prezentat, să-și găsească locul în arhitectura puterilor, pentru că trebuie să facem aici o mică precizare, că Republica Moldova este parlamentar undeva 75-80%, tire prezidențială 15-25%. Deci depinde cum calculezi după atribuțiile președintelui și a premierului și a parlamentului. Pentru că noi chiar dacă am schimbat modul de alegere a președintelui, dar nu i-am mai dat împuterniciri în plus ca să corespundă unui sistem clasic semiprezidențial sau unui sistem prezidențial. Aici trebuie să facem o mențiune că în Europa avem un singur model semiprezidențial clasic francez, unde șeful statului prezidează guvernul și demite guvernul în orice moment fără să consulte parlamentul. Avem câteva modele semiprezidențiale pentru care România, unde șeful statului prezidează guvernul, dar nu poate să demite guvernul. Și avem modele parlamentare prezidențiale mai multe. Aici putem să dăm și Ucraina, și Cehia, și Portugalia, și atât și Republica Moldova. Deci ăsta este un model în care mai mult împuternicire are parlamentul decât președintele, însă președintele oricum este important. Și aici eu aș recomanda domnului Dodon și echipei sale să studieze bine Constituția noastră și prerogativele președintele și pe fiecare domeniu unde președintele are atribuții să vină în legătură cu acele organe de stat care au atribuții comune. De exemplu, haideți dacă vorbim despre judecători, da? Spuneți, da. Avem puternicile prezidențiale, ceea ce se numesc judecătorii primii instanțe și curților de apel. Asta înseamnă că președintele Republicii Moldova trebuie să intre în legătură cu Consiliul Superior al Magistraturii, să-și coordoneze activitățile într-un fel sau altul cu ei, pentru că asta este prerogativă comună. Mergem mai departe. Este Ministerul de Externe. Președintele Republicii Moldova numește ambasadorii. Este evident că trebuie să colaboreze cu Ministerul de Externe într-o formă sau alta, să aibă o legătură permanentă ca să-și coordoneze activitățile. Avem Ministerul Apărării, unde este Comandantul Suprem. Cam astea ar fi în linii mari 3-4 domeniile președintelui Republicii Moldova, unde el are împuterniciri date de către Parlament. În rest, este primul ministru care răspunde de zona economică. Aici, eu sincer, nu văd un rol mai important al președintelui Republicii Moldova în zona economică-socială, pentru că aici este o prerogativă aproape exclusivă a primului ministru. Fac încă o dată precizarea că el nu poate prezida ședințele guvernului, el poate asista doar la ele. Președintele Republicii Moldova atunci când dorește. Deci asta este o diferență foarte importantă față de republicile semiprezidențiale și prezidențiale. Mai sunt, bineînțeles, că și, hai să o spunem deschis, în conflictul transnistrean. Președintele Republicii Moldova, fiind garantul Constituției, poate contribui până la urmă. A cunoscut în Constituție foarte clar. Este garantul al Constituției și a inviolabilității teritoriale. Deci dânsul trebuie să fie în contact cu formatul 5+2, cu biroul de la guvern care răspunde de segmentul respectiv, astfel încât să contribuie la reglementarea politică-juridică
a conflictului Transnistria. Domnule Pascaru, spuneți-ne, vă rog, astăzi colegii noștri din media au scris despre prezentarea echipei domnului președinte, a scris despre faptul că s-au organizat deja primele ședințe de lucru și foarte multe instituții media s-au vehiculat pe faptul că în ultimii 4 ani aceste ședințe de lucru au lipsit. Haideți să pornim de aici. Care ar trebui să fie prerogativele noului președinte? Care să fie segmentele de probleme sau din noianul ăsta asupra căruia să atragă atenție în contextul ceea ce spunea și domnul Mihăieș și care acțiuni se cer a fi urgent realizate? Vă rog, haideți să o luăm de la capăt. Funcție de președinte a statului, în primul rând, este persoana care prezintă statul, simbol a statului. Pentru că într-o această funcție societatea foarte mult investește din așteptările sale. Având în vedere pe perioada de anii precedenți cine a fost președintele țării, într-adevăr avem o problemă mare la acest capitol și acum noi iarăși toți suntem într-o așteptare că se va întâmpla niște minuni în această perioadă ani care vin. Cu toate că eu sincer cred că la cârma acestei țări, ca președinte a venit o persoană profesionistă, inclusiv echipa sa de consilieri, toți sunt niște persoane notorii care cred că vor face tot posibil ca să ajute acest președinte să fie un președinte de succes. Fiecare țară în istoria sa au avut personalități care au hotărât soarta acestei țări, inclusiv Charles de Gaulle, având în vedere Margaret Thatcher în Marea Britanie, chiar Vladimir Putin, cum este președintele Rusiei. Să ne aducem aminte ce a fost Rusia înainte de Putin, da? Când îți duce el prin lume, beat și practic a împărțit această țară. Iar acum ce face președintele Putin pentru Rusia? Așa și de la președintele Dodon sunt multe așteptări. Eu cred că în mare parte noi vom fi martori la niște schimbări radicale care este într această țară, pentru că în primul rând calitățile bune a lui Igor Dodon, el este economist. De fapt, economia este sângele acestei țări, națiuni. Ce se întâmplă în economie este foarte important. Pentru că ambițiile politice este una, dar banii care sunt, se rotesc într această țară este important, pentru că cum a trăi această societate, acest popor, este foarte important, pentru că într-o perioadă nu atât de mare, în mare parte mulți au plecat după hotare, au lăsat casele, au lăsat părinții, copiii și noi vedem acest dezastru social care de fapt și apasă, știți, toată această dispoziție care este la noi în Republica Moldova. Domnule Pascaru, cum vedeți această colaborare? Parlament, guvern, președinte care până la urmă este la opoziție. Nu va fi ușoară această colaborare? Nu, dimpotrivă. Eu cred că să fie o colaborare nu atât de încordată cum a fost colaborarea cu mai mulți ani înapoi, pentru că vă aduceți aminte războiul politic între Vladimir Voronin, Vladimir Plahotniuc și Vladimir Filat. Adică era un dezastru și atunci nu se putea de gândit ca să aduc țara la un succes economic, atunci mergea pur și simplu bătaie. Acum noi vedem că multe lucruri s-au așezat, mulți polițieni s-au așezat la locurile lor, multe chestii s-au mai ameliorat, de atât că în mare parte într-această perioadă liberalii s-au arătat a lor față, adică s-au deschis. Noi am văzut furturi de miliarde, noi am văzut cinovnici europeni care se uitau așa tolerant la toate chestiile astea. Înțelegeți? Și într-adevăr este loc pentru un mesaj pozitiv și constructiv pentru Republica Moldova. Și eu totuși cred că în Republica Moldova societatea este acea dinamită care este gata să explodeze într-un maidan, într-o revoltă, pentru că s-au întâmplat foarte multe lucruri rele. Și într acest caz politicul trebuie să acționeze în folosul societății. Noi vedem, ministrul de interne a anunțat că anul viitor se va ridica bleafa la polițiști. Este un lucru foarte bun. Acel polițist care primea 3.000 de lei, 4.000 de lei, va ajunge leafa să fie 10.000 de lei. Asta este un lucru formidabil de bun.
Am înțeles că anul viitor, dacă sunt bani suficienți, am înțeles că anul viitor se va ridica pensiile la oamenii în vârstă, pensiile la veteranii de război, dotații pentru copii. Eu cred că să fie un loc bun și acesta și va fi lucru care poate să lobieze un președinte de țară, inclusiv parlamentare. Și ei nu au o altă opțiune decât să găsească acelea segmente pozitive în care se poate să înțeleagă. Cu atât mai mult, domnul Mihaiș a spus, noi avem probleme mari, inclusiv relațiile cu Transnistria, unde iarăși acolo trebuie foarte menânțit, acolo trebuie experți internaționali care să încercăm să ne apropiem de această regiune, să o reintegrăm în Republica Moldova iarăși și să le facem niște condiții, că acolo toți sunt oameni ca noi și ei tot vor să trăiască bine și fericit. Și aceasta este misiunea președintelui, în care noi toți clar că așteptăm, fiecare mișcare este în așteptare. Fracțiunile PLDM, PL și PCRM au boicotat ceremonia de investire a lui Igor Dodon. Ce înseamnă asta? Nu îl recunosc pe Igor Dodon în calitate de președinte? Nu recunosc alegerile? Ce urmează să se întâmple pe ieșichierul politic? Eu am spus că, din păcate, pentru domnul Dodon, o parte din opoziție și o parte din guvernare nu recunosc mandatul lui. Deci el va trebui va avea un mandat în care trebuie să conștientizeze că nu este acceptat de foștii săi colegi de opoziție în speță Maia Sandu și Andrei Năstase și partidele lor, nu este acceptat nici de cuibul din care a plecat el cumva pe CRM domnul Voronin, de liberali, liberal-democrați. Practic, rămân democrații cu care el mai poate negocia și discuta ceva. Aici, bineînțeles că este un câmp de lucru, pentru că fiecare președinte în orice țară a lumii vine cu un anumit program politic. Și una sunt emoțiile din electorală, alta este realitatea. Pentru că într-o societate în care, chiar dacă ai câștigat cu condiția că vrei să-ți implementezi programul electoral, trebuie să ții cont de realitățile geopolitice, locale, regionale. În condițiile Republicii Moldova, eu mă aștept ca președintele Dodon să încerce să-și echilibreze mesajul, adică partidul e una, președintele e alta, dar mă numești președinte de partid, deci acum vreau să zic, deja da, nu mai e președinte de partid. Și să încerci să faci, într-adevăr, ceea ce se numește un program realist, un program comun, de interes comun. Să-ți cauți aliați. Pentru că dacă nu o să ai aliați, nu o să poți face nimic din potrivă, să pot uni toți împotriva ta și știți foarte bine, conform Constituției, cu două trei, președintele poate fi suspendat, demis, etc. Acest lucru l-a dat de înțeles domnul Ghimp. Da, eu de asta și spun că domnul acum este în situație dificilă. El are un mandat contestat aproape de toate partidele mari de Republica Moldova, în afară de PD, și în acest context el trebuie să manevreze, să găsească cum am mai spus eu, un proiect de țară. M-a spus apropo și Vlad Plăhătniuc într-un interviu de-a lui că Moldova are nevoie de un proiect de țară. Republica Moldova trebuie relansată, pentru că din păcate, în 25 de ani, aici sunt de acord cu mulți care spun că s-au făcut multe furturi, multe dilapidări, ultima bombă sub construcția statalității Republicii Moldova a fost Banca de Economii. Acest jaf... Ceea despre care cunoaștem, dar și Andrei jaf... zic că nu cunoaștem multe chestii încă. Pe care deja este și condamnat domnul Felat, fost o premier, președintele Partidului Liberal Democrat, care a dus o mare pagubă ideii europene în Moldova prin implicarea sa în aceste chestiuni. Și acum e foarte greu să reabiliteze ideea partea cetățenilor, dar e necesar. Deci eu cred că domnul Dodon va face corect dacă va recunoaște acordul de asociere cu Uniunea Europeană ca fiind unul pozitiv, dar care poate să fie redactat fără îndoială, poate să fie adus anumite ajustări, să meargă pe modelul Serbiei, eu ar spune. Ce înseamnă Serbia? Serbia are o istorie comună cu Rusia, mai frați ca noi de 100 de ori cu rușii și așa mai departe, sunt practic același popor, bineînțeles că s-au dezvoltat în regiuni diferite, dar Serbia este membru asociată la UE, atenție, și are zona de liber schimb cu Rusia. Noi avem o leacă mai largă, noi avem cu CSI-ul zonă liberă, Republica Moldova încă mai abandonată ca Serbia. Deci, din punctul meu de vedere, Igor Dodon împreună cu PD-ul și cu alți aliați care poate identifica în cadrul acestei guvernări, ei trebuie să obțină de la Federația Rusă recunoașterea Republicii Moldova ca stat cu situație unicală geopolitică, care nu poate să stea doar într-o singură zonă. Dacă noi începem să dezvoltăm în ideea că haideți să renunțăm la acordul de asociere cu Uniunea Europeană, noi pierdem finanțarea europeană. Cumva fără emoții. Uniunea Europeană, Banca Mondială, Fondul Monetar dau circa 30% din bugetul Republicii Moldova. Știți că bugetul de anul ăsta are 28% deficit. Deficitul de unde vine? De acolo.
Deci asta înseamnă 250 de milioane de euro donații pe an. Rusia nu poate ține de banii ăștia, așa a spus-o clar și Medvedev, când a fost în Crimea. Денег нет, vă здесь держитесь. Deci Rusia are problemele ei, dar în același timp trebuie să ai cu Rusia relații pragmatice și economice. Avem cu Rusia un diferent transnistrian. Acum, pe diferentul transnistrian, eu mă aștept ca să se ajungă la un consens, pentru că nici noi nu putem să ne dezvoltăm, ne ține acest conflict pe loc. Și nici regiunea transnistriană. Deci suferă populația de acolo, în primul rând, pentru că noi avem acte în regulă, noi circulăm cu pașapoartele moldovenești deja și în Uniunea Europeană, dar aceia din Transnistria sunt o stradă și 100%. Oamenii de acolo au justiție nerecunoscută, etc. Deci eu cred că Erdogan are avantajul ăsta. El poate spune, oameni buni, eu vin la masa de negocieri cu plusurile mele. Eu am niște relații buni în Federația Rusă. Eu mă cunosc cu Putin, eu mă cunosc cu tare, Haideți, voi vă cunoașteți bine cu europenii. Voi aduceți pozitiv ceva din Europa, aduc ceva pozitiv din Rusia și să-i unim pe ruși și pe europeni pe teritoriul Republicii Moldova, că ei se recunoască ambii că noi avem relații libere și unii și cu alții. Să nu insiste unii la alții să renunțăm la zonele economice libere. Pentru că e clar că președintele Igor Dodon înseamnă stoparea, suspendarea procesului de integrare europeană. Asta e clar pentru toți. Igor Dodon, ca să termin ideea mea, nu o să facă demersul de integrare europeană. Iar dacă nu ai tripleta... Dar probabil nici nu va fi anulat, pentru că nu e atât de simplu. Nu, stați puțin. Da. Nu vorbesc acum. Acum trebuie să facem o diferență foarte clară între acordul de asociere. Da, acordul de asociere. Care are Turcia de 40 de ani, de exemplu. Da. Și integrarea europeană. Astea sunt două procese diferite. Da. Deci noi, Republica Moldova, avem un avantaj, avem un acord de asociere care e dublat și cu liber schimb. Deci oamenii circulă. Cei ce n-au ucraineni și n-au georgieni și încă visează. Pe aprilie abia e pus în Parlamentul European și nu știu dacă o să fie examinat și definitivat procesul de liberare viză pentru Ucraina și Georgia, încă abia pe 3 aprilie 2017. Deci, ideea este următoarea. Eu văd așa că un consens obligatoriu între PD și PSRM ar putea să fie fiecare face câte un pas la mijloc, spre mijloc, nu spre radicalism. Și atunci Igor Dodon are o șansă să guverneze cel puțin 4 ani de zile. Pentru că dacă și PD-ul renunță să susțină politic pe Igor Dodon, minimal, Igor Dodon cade într-un an de zile maxim, pentru că PD-ul e împotrivă, PCRM-ul, care este aerat ideologic, e împotrivă, din Parlamentul actual am vedere. Liberarea democrației sunt împotrivă și dacă mai vine PD-ul aici, sunt 67 de mandate și dosvidania. Înțelegeți? Deci trebuie de găsit un consens. Asta este ideea mea, ca Igor Dodon să înțeleagă. Eu mă cunosc însă personal și cu mulți alții din echipa lui, ei știu că eu sunt om realist. Eu sunt un statalist în ce sens? Eu sunt pentru proiectul Republica Moldova, dar el trebuie să fie de succes, nu trebuie să clăcească cetățenii. În momentul când proiectul ăsta începe să cadă, trebuie să găsim alte soluții. Eu cred că acum sunt circumstanțe pentru viitorii 4 ani să creăm Republica Moldova ca o țară mică, civilizată, în care oamenii să aibă drepturile respectate și minoritățile naționale și statul să fie în sfârșit un stat valid, dar cu condiții. Trebuie consens. Domnule Pascaru, est sau vest, în contextul în care spunea... O altă soluție care spune domnul Mihăieș, o are China. China îi strânge câte 10.000 și îi împușcă pe an din China. O altă soluție. O altă soluție este, uitați-vă, primii sunt închiși, prim-ministri și așa mai departe. Tot este o soluție. Deci cinovnicul când a stă în cabinet și când a știe că după vecinul lui a venit și l-a luat SIS-ul sau... centru de corupție, el a să gândească unde pune escăliturile sale și cum să facă afiorile astea de milioane. Trebuie noi știm toți că tot municipiul Chișinău a fost împărțit și practic a fost furat. Și tot știe că tot hunta asta liberală împarte la stânga și în dreapta și păduri și parcuri și spitale și terenuri de joacă pe bani foarte mari. Adică trebuie disciplină și eu cred că disciplina asta să vie totuși în Republica Moldova. Vectorul politic. Vectorul politic, noi să nu uităm, noi nu suntem în etapa aceasta sau în anii aceia medievali, pe timpul lui Ștefan cel Mare, când trebuie să ne înarmăm, să căutăm cu cine să prietenim mai tare, împotriva cui să ducem războaie. Timpurile s-au schimbat, cu toate că sunt cam aceleași, dar mult s-au schimbat. În Republica Moldova era foarte bine, noi ne aflăm într-un teren în centrul Europei, când noi suntem obligați să negociem cu toți și să avem relații de prietenie cu toți, și cu Rusia, și cu Uniunea Europeană, și cu Statele Unite, și inclusiv cu China. Când ne putem ține pe acești 4 piloni foarte bine, adică, dar ca să ne ținem pe acești piloni bine, noi trebuie să avem o autonomie oarecare, să nu așteptăm noi
de la Bruxelles să ne dea ăștia 30% sau noi trebuie să muncim, să muncim așa cum muncesc germanii, să muncim așa cum muncesc aceiași engleși, să facem comerț. Pentru că este chestii care ne se pun, inclusiv din acordul ăsta de asociere, că noi nu avem dreptul să ducem o cantitate mai mult decât trebuie în Europa, dar în Rusia noi trebuie să avem sancțiuni. Astea sunt probleme pentru noi. Pentru că, uitați, Moldova este o țară agrară. Câte livieți, câte vii sunt, mii de hectare, care de fapt acești ani au pierdut dintre aceia că s-au închis sau avem probleme cu Rusia. Clar că aici este și problema diplomației cu Rusia, că rusul ăla de la Moscova nu înțeles că noi vrem să plecăm liber în Europa. Adică poate avem, a fost undeva. Poate undeva și a fost o invidie oricare. Dar noi, a fost o invidie noi, chiar acum în momentul ăsta că a venit Rogozin la Chișinău, mulți critică, da, nu. Vă rog, chiar. Noi trebuie să prindem momentul și să căutăm interesele care le avem noi, Republica Moldova. Noi nu trebuie să ne închinăm până la podea și să sărutăm mâna, da? ca la părinții de la biserică. Dar noi trebuie să ne purtăm cu un respect față de dânșă, inclusiv să ne apărăm interesele noastre. Cât toată lumea le fac lor sancțiuni, haideți noi să eliberăm toate depozitele cu vinuri care sunt în Republica Moldova, fructe și așa mai departe. Inclusiv dacă noi să aducem mulți bani în țară, să hotărască multe probleme care sunt. Și mai departe, iarăși, cu China. China este o țară tehnologică foarte ridicată la acest moment. Noi cu dânșii putem să facem multe acorduri de colaborare. Să aducem de acolo aparataje diferite, să aducem diferite agregate, să construim niște mașinării, să facem pentru fiecare comună, pentru fiecare sat, niște întreprinderi mici cu aparate de astea chinezi, care nu sunt atât de scumpe. Dar noi, dintre acești țărani a noștri, să facem niște oameni care pot să facă business, care mai departe marfa lor să o poată duce și în Rusia și unde este posibil. Cu Statele Unite noi nu putem să nu colaborăm, pentru că noi vedem că este într-adevăr o supraputere. Ei controlează practic tot acest glob pământesc. Dar iarăși, cu dânși trebuie de negociat. În momentul când a venit Trump la putere, mult la dânși se schimbă în politica externă. Eu cred că între acest moment pentru Republica Moldova trebuie și un lucru foarte favorabil și noi trebuie să acționăm. Dar iarăși poți să acționezi când ai o echipă puternică în Parlament, în președinție și în guvern. O echipă care nu caută care limbă vorbești. Sau nu caută și ești tu român, moldovan, rus sau încolo, dar o echipă care are interese pentru țara asta, care are un proiect pentru această țară. Și aici toate ambițiile trebuie să dai într-o parte. Aici trebuie să lucreze profesioniști, inclusiv care sunt consilieri, miniștri și mai departe. Dacă nu avem capabili în Republica Moldova specialiști, să-i aducem după hotare, manageri care costă, eu nu știu, poate și sute de mii, dar ei ăștia trebuie să aducă milioane într această țară. Atunci eu cred că să fim o țară de succes. Domnule Pascaru, eu vreau încă o chestie de concretizat. Haideți să trecem din albia proiectelor ce urmează și sunt necesare a fi implementate în Republica Moldova la o chestie de protocol. Și postul nostru de televiziune și alte instituții media s-au întrebat și vă întreb și eu. Unde a fost Nicolae Timofț și Alexandru Tănase de la investirea domnului Dodo? În primul rând, trebuia să fie? Am pornit de la protocol. Și în primul rând, Nicolae Timofț i-a fost rușine. Eu cred că, sincer, i-a fost rușine să vie. Pentru că orice om care are sentimente, el poate să înțeleagă că între acești 4 ani eu ne merit într-o situație foarte complicată și să ieși ca un erou, să faci chiar acel transfer de imagini. Eu sunt bucuros că el nu a transmis acest mesaj care a fost foarte nerușit perioada lui. Probabil domnul Tănase nu a venit din ambițiile sale personale. Eu cred că această persoană se vede în perspectivă ca un lider unei formațiuni politice.
totuși el va veni în politică, va încerca să mimeze, pentru că reușita lui trecută a fost, cum țineți minte, o tragedie politică, pentru că toți s-au împrăștiet, s-au dus, care s-au dus la funcții înalte, care s-au dus la pușcărie, care îi mai caută până acum Crolo și alte instanții, adică au fost nereușite. Și acum s-a paie el să se pe Dodon, eu fost, cu toate că nu este corect. Cu toate că când a câștigat Obama, dacă țineți minte, când s-au bătut cu Hillary Clinton atâta timp, Hillary l-a sunat și pe Obama, inclusiv și acum pe Trump, civilizat, s-au întâlnit, i-au mânat aceste atribuții și au fost, dar la noi, la moldoveni, știți, mai este rânza asta de moldoveni, este invidia asta, înțelegi? Și asta este un lucru foarte negativ, v-aș spune eu. Domnule Mihaiș, Alexandru Tănase chiar era în concediu anual de odihnă. Domnul Timofte, ce se întâmplă cu domnia sa? Eu cred că noi în viitor trebuie să învățăm o lecție. Nu are sens pauza asta de la recunoașterea legilor de către Curtea Constituțională până la investire. Asta e o pauză de 10 zile sau din ori de 12 zile sau din ori de 3 zile care nu are niciun sens. Eu cred că noi trebuie să, în momentul în care președintele este investit de Curtea Constituțională, în aceeași secundă el devine președinte. Deja chestia asta în alte state are o chestie festivă, dar la noi are conotație juridică. Da. Aici e o greșeală foarte mare, pentru că la noi în 94 s-a copiat din Constituția României chestia asta și nu s-a înțeles o chestie. Președintele intră în funcție din momentul când Curtea Constituțională recunoaște validitatea legilor. Și în momentul ăla trebuie să-i dea certificatul, iar ceea ce s-a întâmplat pe data de 23 trebuia să fie o chestiune festivă. Deci un președinte ales investit de Curtea Constituțională și invită pe cine dorește el acolo la investire, asta e o chestie solemnă. Deci la noi s-a încurcat două lucruri și din păcate se pierde timp. Din cauza asta trebuie ca iată și domnul Dodon și președinția și consilierii lui să participe la perfecționarea cadrului legal privind președintele ales de popor, pentru că când era ales de parlament era o situație. Acum e alta. Eu nu o să dau niciun fel de notă nici lui Timofte, nici lui Tănase, pentru că este clar că ei sunt oponenți politici cu Dodon și a avut... Da, dar pornisem, nu vă supărați că vă întrerup, pornisem de la chestia de protocol. Pentru că cineva poate să fie pe altă baricadă. Acum închipuiți-vă altceva. Închipuiți-vă că toți judecătorii curții, nu venea niciunul. Asta ce înseamnă? Că președintele legitim ales nu poate să intre în funcție? E nonsens, corect? Da. Deci, repet, chestia asta trebuie să fie în legislație reparată, ajustată, în sensul în care președintele nu trebuie să depindă de această ședință festivă. El nu trebuie să depindă. Gata, l-a ales poporul și este decizia Curții Constituționale, la revedere. Mai departe, ședința respectivă trebuie să fie una festivă și să nu aibă conotații juridică. În ceea ce ține de proiectul de țară, eu cred că asta e ultima șansă a Republicii Moldova, că după miliardul ăsta, după ce a avut loc procesul respectiv, noi știm foarte bine că avem o datorie pe 25 de ani înainte, cam aproape un miliard de lei pe an, trebuie să-i plătim pentru problema respectivă. Acoperirea această gaură. Asta înseamnă că noi să putem să dăm bani pentru dezvoltare economică, pe proiecte sociale, etc. Înțelegeți să înseamnă asta, înseamnă 25 de ani de sărăcie în viitor, asta e grav. Tocmai asta și vorbesc, că noi trebuie să găsim o soluție în care Republica Moldova, deci e bine că domnul Dodon e economist, poate să contribuie și el, să găsească soluții pentru ca PIB-ul Moldovei să-l creștem cumva din cea mai săracă țară din Europa care suntem. Și trebuie să spunem adevărul. Lucrul lor pe nume. Trebuie să ieșim cumva din zona asta, a sărăciei lucii. Pentru că sărăcia și la ce duce? La imigrație. Cu atât mai mult că acum moldovenii au putea să meargă fără vize și am văzut foarte mulți pleacă. Deci riscăm că în viitorii 10 ani să rămânem o țară depopulată. O să rămână aici în administrația și pensionare. Domnule Mihaiș, eu bănuiesc și, da. Și. Vă rog. Aici trebuie conjugate eforturile președinției, Parlamentului, Guvernului și întregii societăți. Poate există niște experți care au niște idei foarte interesante. Sunt unele țări, de exemplu, cum a fost fenomenul din Chile sau fenomenul din Japonia. Țări fără niciun fel de resurse energetice. Bănuiesc că foarte atent ați citit și ați ascultat, mai bine zis, discursul rostit de domnul Dodon. Ce ați decodificat de acolo? Bine, dânsul încă nu s-a desprins totalmente de Partidul Socialist și încă mai are o agendă ideologizată, dar, repet, miza doar pe Federația Rusă nu se ajută la nimic. Atât aici domnul Pascal are dreptate. Noi trebuie să învățăm de la Ștefan cel Mare, că noi toți ne raportăm la Ștefan cel Mare că el a fost, de fapt, cel care a dat substanță statalității moldovenești. Ștefan s-a bătut și cu polonezii, și cu ungurii, și cu turcii, dar în același timp, după fiecare război, făcea tratate economice cu noi. Înțelegeți? Deci ideea este că Moldova nu poate, Republica Moldova,
trebuie să învețe de la Ștefan și fiind continuatoare, unică, apropo, unicul stat continuator al Moldovei feudale este Republica Moldova, sau orice ar spune alții. Noi trebuie să colaborăm cu puterile regionale și mondiale. Noi nu trebuie să uităm că Ucraina și România sunt două state vecine. E catastrofal să te cerți cu România sau cu Ucraina. E catastrofal absolut. Că dacă ucrainenii acum sunt în război cu Federația Rusă, pui mița pe Federația Rusă, automat Ucraina devine dușman și îți blochează toate relațiile economice, că nu poți trece Federația Rusă peste Ucraina. Deci trebuie inteligent. De ce spun? Ai câștigat pe o agendă foarte bine, ai prins un trend. Ai avut un noroc și ai câștigat alegerile, că a fost echipa aceea mai slabă, mai Sandu și au fost niște unegești care n-au știut cum să folosească circumstanțele. Dar asta nu înseamnă că poți să faci ce vrei în țara asta. Înseamnă că ai venit în țară, aduni experții, interni, externi, și faci un program de țară. Eu de asta și mă aștept că prima mișcare care reușește de la Igor Dodon, că el spune ceea ce a spus și domnul Pascaru și ce spun și eu aici în studiu. Relații echilibrate cu marile puteri și puterile regionale. Să rupe acum acordul de asociere cu Uniunea Europeană, asta e sinucidere politică și economică. Asta Republica Moldova o arunce drept în izolare internațională. Uitați-vă că Uniunea Europeană și Statele Unite i-au pus niște embargouri Federației Rusă. Noi nu putem să ne comparăm Federația Rusă, care are niște zăcăminte, are gaze, are petrol. Și oricum Putin are probleme, a fost nevoit să vândă pachetul de Rosneft de 20% care are nevoie de bani pentru pensii și salarii. Deci chiar și Federația Rusă nu rezistă la aceste sancțiuni. Deci noi nu trebuie să ajungem la sancțiuni internaționale sau izolare internațională, nu trebuie să ținem relații bune cu România, Ucraina în primul rând, Uniunea Europeană, Federația Rusă, fără îndoială. Federația Rusă, apropo, eu stau și mă întreb, de ce ăștia de Transnistria reușesc să aibă relații mai bune decât Chișinău cu Federația Rusă? Noi știm foarte bine limba rusă. Eu sunt convins că noi, dacă am face o echipă bună de experți pe Federația Rusă, noi în 2-3 ani rezolvăm problema cu rușii. Pentru că în Federația Rusă, mass media de acolo, în toate subiectele care le văd eu, țin cu Transnistria împotriva Chișinăului. Chișinău e prezentat ca agresor, că e blocat economic, le-a făcut nu știu ce acolo, probleme și mai departe. Pe când realitatea e tocmai inversă. Agenții economici din Federația Rusă iau ștampile și licențe moldovenești și exportul în Europeană și în România. Apropo, România e primul loc și ca partener economic, ca să vă închipuiți la chestia asta. Domnule Pascaru, haideți să revenim un pic la stabilitate politică și la viitoarele acțiuni pe care trebuie să le întreprinde viitorul președinte. Nu pot să nu vă întreb, pentru că această chestie pe care urmează să o dezbatem a fost foarte mult mediatizată, iar și e vorba de relația președintelui statului cu ministrul apărării. De unde această divergență? Ce nu merge? Eu nu cred că nu merge. Noi să nu uităm că politicul de fapt își face chestia sa pentru a atrage niște voturi, pentru a opoziționa partea sa unde se află. Inclusiv ministrul apărării este o persoană care a trecut pe mai multe scandaluri. Inclusiv a fost criticat chiar de șeful său de partid, trenurile care au fost făcute în România și care aici pe calea ferată moldovenească s-a prindeau din mers, s-au cheltuit milioane de dolari, apoi, dacă țineți minte, tehnica și militară care a fost vândută iarăși la Ucraina, adică, în afară de ministru, domnul Șalaru are întrânsuși abilități nu numai de anatomie, că am înțeles că el este veterinar, dar și mai are abilități astea de comerciant, dadista, așa știți, cu diferite variante de ale sale. Și eu cred că eu, în locul domnului președinte Dodon, să nimerit, eu facem tot posibil ca să intiez dosar penar, procuratura, SIS-ul, că să ne clarificăm ce cu banii ăștia furați. Pentru că nu trebuie de iertat. Nici un demnitar de stat care a furat, nu trebuie de iertat și trebuie să tăi la pușcărie. Dar nu vi se pare de ochiat faptul că președintele lui de partid cere de fapt demisia până la urmă? Dar de ce e că nu trebuie să încurci business-ul și cu politica? Asta a făcut Oghimpu. A încurcat business-ul și cu politica. În politică a făcut foarte mulți bani și de ce era numit și de către asta Iuda. Pentru că Iuda l-a vândut pe Iisus Hristos pe cei 33 de arginți. Adică, totuși, aflându-te în politică, trebuie să ai demnitate. Eu mă uit, chiar este un exemplu pentru mine, domnul Diacov, de la PD. Am ascultat cu plăcere acest discurs în cadrul festivităților, în cadrul congresului, și cuvinte frumoase, adică a spus, totuși omul ăsta s-a putut să păstreze și ca politic, cu toate că a spus că au făcut greșeli, dar iarăși la spatele lor nu sunt miliarde, nu sunt acelea scandaluri cum le au ăștia care au vândut orașul.
inclusiv PD-ul și așa mai departe. Eu cred că oamenii de aceștia, cum sunt ministrul apărării, ei nu trebuie să fie în politica moldovenească. Acum ce urmează? Haideți să încercăm să anticipăm un pic starea de lucruri. Urmează ca dânsul să se retragă de bunăvoie, onorabil, dacă am putea numi eu așa, cred de... și după aceea lucrurile să revină în albia firească? Vom încerca să aflăm și punctul de vedere a domnului Crăieș. Dar nu are importanță. A să rămâie el o lună, o săptămână. Eu cred că mai mult nu va rămâne el ca ministru apărării, dar important este că chiar între acel minister a apărării, acest om nu este respectat. Întotdeauna a avut probleme, nu este un profesionist. Întotdeauna am îmblat cu chestii de astea și să mai vândă prin minister. Oameni de ăștia categoric nu trebuie să fie la conducere, care aduc din spatele lor numai șleifuri de probleme, și pentru că la noi societatea și așa este agitată. Miliardul furat nu a să fie iertat niciodată. Este, accent aș pune pe șeie, că noi să nu avem un Maidan la primăvară. Pentru că marile puteri care mai sunt pe împrejur, eu nu cred că au lăsat tolerant că au venit la cârma Republicii Moldova un președinte prorus. Și noi, eu cred că politicienii moldoveni trebuie să atragă atenție. Schimbările care vor să le facă, să le facă acum iarna care este, înspre primăvară, ca lumea să simte elementar, că s-au ridicat aceleași pensii, s-au ridicat salariul, s-au dat în jos, eu nu știu, prețurile la combustibil, la să ajute agricultura. Pentru că, într-adevăr, poate să fie o problemă foarte mare. Pentru că, e ca acum lunile, săptămânile este după ce s-au ales președintele, de acum sunt cabinete de organizații care începe să mobilizeze într-o propagandă, în mai departe diversiuni, să mobilizeze echipe care să meargă împotriva statului, împotriva politicienilor care acum sunt la guvernare. Și poate să fie dezastru mare. Acum, care politician într-un dezastru poate să facă ordine în țară? El a să fie preocupat numai ca la bucătărie să oprească apa aceea care curge. Dar noi avem nevoie de liniște. Lucrurile mari se fac în liniște. Și acum lumea trebuie să înțeleagă, trebuie să le dăm noi timp ca să clarifice, să închidă pe cei care au furat miliardele. Noi așteptăm rezultatul și promisiunile lui domnul Dodon. Cine a furat miliardul? Să întoarcă banii înapoi, tot confiscat și la pușcărie. Și mai departe așteptăm să ridice pensiile, să ridice lefile și să poată cât de cât să ameliora relațiile cu partea stângă a Nistrului, cu Rusia, ca businessmeni să poată face business. Care e mesajul sau care e soarta unui polician în Republica Moldova? Să fac condiții pentru oameni. Și atunci oamenii n-a să plece după hotare, dar vor veni, vor deschide aceleași companii aici, vor sădi livieți, vor pune vii, înțelegi? Știți că acestea hectare, această producție va pleca iarăși, care Rusia, care Ucraina, care în Belorusia. Și aici s-a pornit acest comerț, business și apare bani. Pentru că pentru fiecare familie este important să aibă bani să poată supraviețui, să poată duce copiii la școală, la grădiniță, să poată duce acasă o fericire. Asta și este ceea ce așteptăm noi de la guvern, la polițieni, de la președinte. Domnule Mihai, haideți să vorbim ipotetic. Dumneavoastră, dacă ați fi fost președinte și echipa din care faceți parte ar fi trimis niște invitații pentru a participa la anumite ceremonii și, ca să facem referire nemijlocit la cazul ministrului Șalaru, ați primit răspunsul pe care l-am văzut pe toți, postat și pe rețele de socializare și titrat în ziarele noastre, spunând că va avea o colaborare doar strict instituțională, în timp ce șeful statului este comandant suprem. Cum ați privit această stare de lucruri? Este evident că avem un conflict între președintele Dodon și ministrul Șalaru. Este modelul ucrainean. Modelul ucrainean prevede că președintele țării are cotă la Ministerul Apărării. Adică Ministrul Apărării este numit în guvern cu consultarea președintelui țării și asta se numește cota lui acolo. Deci dacă am luat logica asta ucraineană și logica tuturor țărilor și în special a Republicilor semiprezidențiale, s-ar potrivi situația respectivă că președintele trebuie să-și aleagă ministrul apărării. Da. Însă, repet, suntem o republică parlamentar-prezidențială în care nu există cota asta. Și în aceste condiții că nu există cota președintelui, ei sunt cumva obligați ori să colaboreze, ori președintele să ceară printr-un decret demisia ministrului apărării și să o ceară imperativ primului ministru, pentru că, ținând cont de respectiva situației, e nevoie de două semnături.
demisia... În condițiile Republicii Moldova, credeți că acest lucru se va întâmpla foarte repede? Domnul Dodon are tot dreptul să ceară demisia domnului Ciolaru, pe cale legală, instituțională, da, să adreseze către primul ministru și acum, mai departe, o să depindă de primul ministru și de majoritatea parlamentară. Ei vor trebui să se întrunească, să iau decizii colective, să vadă care sunt plusurile, minusurile, pro, contra la toată situația asta, pentru că, repet, din punctul meu de vedere, ca să nu existe conflicte, domnul Dodon și cu majoritatea parlamentară să aibă un format de comunicare. Nu doar un consilier. Consilier, asta e puțin pentru comunicarea. Știu că azi am văzut că se trimite un consilier pentru relații cu guvernul și cu parlamentul. Identificat un format pe care președintele se poate asista la unii ședințele guvernului la care dânsul consideră că poate să, că are interes să nu fie împiedicat să participe la aceste ședințe. Trebuie să existe un plan de acțiuni. Dacă ei nu fac un plan de acțiuni și o să meargă punctual din scandal în scandal, mult timp nu se dorează treaba asta. Deci eu văd așa că pe conflictul transnistrian trebuie să aibă un punct de vedere comun. Echipuiți-vă că zice președintele Republicii Moldova la Moscova și spune una, primul ministru se duce la Bruxelles și spune complet altceva, catastrofă. Deci trebuie să găsească două, trei teme. Deci conflictul transnistrian trebuie să aibă opinii comune, pe reforma armatei trebuie să aibă probleme comune, pe relațiile strategice cu Federația Rusă și cu Uniunea Europeană, o problemă comună. Deci prima mișcare așteaptă de la domnul Dodon, pentru că, eu repet, Sovietul așteaptă ca el să iasă din Partidul Socialiștilor. Partidul și-ar tot dreptul să aibă o ideologie și o... Și o... Astăzi am văzut informația că domnul președinte l-a invitat pe Pavel Filip la un schimb de opinie. Sigur, foarte... Numai așa, numai pe un dialog, pentru că în momentul în care domnul a devenit președinte, el trebuie să înțeleagă în ce situație s-a nimerit el și țara. Și eu mă aștept ca primul lui mesaj să fie, domnilor, nu se atinge nimeni de acord de asociere pentru că el aduce bani în țară, aduce mâncare la copii. Păi el împușcă pe primul care denunță acolo, el trebuie împușcat pentru că ia mâncare copiilor din gură și nu le dă altceva în plus. Rușii bani nu, niciodată nu o să ne dea cum ne dau europeni, asta e clar. Repet, din păcate, Federația Rusă, din păcate, se poziționează în conflictul transnistrian de partea separatiștilor. Din păcate, spun cu asta. Pentru că a venit un Voronin în 2001. Eu rezolv conflictul în 3 luni de zile. Nu l-am rezolvat nici 8 ani de zile. Pentru că conflictul ăsta este depășește hotarele Republicii Moldova. Este un conflict geopolitic între Occident și Federația Rusă. Noi suntem doi pioni, Transnistria, Chișinău și Tiraspol. Și dacă nu înțelegi chestia asta, atunci faci mari greșeli. De asta eu aștept domnul Dodon să fie om de stat, să găsească o agendă comună cu restul jucătorilor. Pentru că, repet, în momentul în care dânsul o să meargă pe aceeași linie pe care merge partidul, Nu o să aibă mai mult de un an de zile în funcție, pentru că nu o să poată să meargă țara în continuare și o să fie nevoit să-l suspende sau ceva de genul ăsta. Dar eu doresc totuși să ajung la un consens, pentru că există premize. Premize există. Premiza, v-am spus care este. Proiectul de țară. Proiectul de țară trebuie să ai cum ridici economia, cum stârpești corupția. Apropo, eu mă aștept ca domnul Dodon, cum spune domnul Pascar, să o serie de plângeri la procuratură. El are acces la informații. De fapt, anticipați ultima întrebare a mea. Ce se va întâmpla cu sistemul de pensii și miliardul furat? Aici eu pot să punctez în felul următor. Cu sistemul de pensii, eu am încercat să candidez, dar n-am mai ajuns să fiu în listă de candidat la președinție. Eu am avut un punct. Eu sunt singurul din Republica Moldova care spune, trebuie două pensii să o facem. Pensia de stat o să fie mică oricum. O să ridicăm puțin acolo, fără îndoială. Pentru că acum reforma pensiei o să ducă la faptul că cele care erau prea mari să mai scadă, iar cele care erau prea mici să se mai ridice. Dar asta nu e mult. Noi trebuie să dăm omului șansa că când e tânăr și când muncește, să pună niște bani deoparte și să-și facă două pensii. Asta se numește pensia privată. Toată Europa ține pensia privată. Deci moșnegeia din Olanda sau din Franța sau din Statele Unite călătoresc în toată lumea. Pentru că au două pensii. Asta e secretul. S-ar fi întâmplat că el toată viața nu a lucrat nicăieri, dar și-au făcut acolo 10 ani niște depuneri pe un cont oricare și are o pensie a doua. Deci a doua pensie în România e garantată. De stat e garantată. Deci România dă două pensii. Să știți lucrul ăsta. Republica Moldova tot trebuie să dea două pensii. Cuiva nu-i convine chestia asta și eu văd că nu se discută în societate și nu se discută și la nivel de experți. Poate domnul a supraia cu experții lui, cel puțin să dea un răspuns clar. E posibil în Republica Moldova două pensii sau nu? Dar dacă nu e posibil, din ce motive? Deci sunt convins că e posibil. Domnule Pascaru, ce facem cu miliardul și cu sistemul ăsta de pensii, cel puțin astea cele mai recente care au stat. Unica frază care vreau să spun despre pensii. Da. Până când nu o să ridicăm economia, nu o să avem pensii mari, oameni buni. Haideți să fiți corect. Eu am spus că 25 de ani, domnul Pascaru, 25 de ani o să plătim miliard. Fura de ăștia. Unul stă în pușcării, în vreo doi încă și așteaptă rândul, care sunt mai mari. Dar asta doar opinia nu ne încălzește, corect? Da, într-adevăr aveți dreptate. Eu și adăuga la faptul. Fiecare țară
Dacă să vedem, își construiește politica sa externă și internă pe baza unui dușman extern. În cazul Republicii Moldova, noi nu trebuie nici într-un caz să luăm acest exemplu. Noi trebuie să o avem pe România cea mai aproape prietenă ca țară și ca, cum să spun, că în cazurile cele mai excepționale care au fost, poate chiar și strategic, inclusiv cu Rusia trebuie să avem relații bune pentru că noi iarăși ne leagă și iarăși dacă nu vom face la timpul potrivit, vom avea probleme, nu vom putea noi să împărțăm țara. Și cu țările astea tot așa. A doilea, economia este foarte principală în tot acest sistem care se întâmplă în Republica Moldova pentru că nu vom avea finanțe, iarăși toți vor pleca din țara aceasta. Trebuie, cum spunem, miza pe relațiile bune și bani vor apărea numai de cât, prin comerț, prin dezvoltarea business-ului mic, mijlociu și mai departe. Inclusiv politicul nu trebuie iertat. Acei care au furat miliardul, în mare parte, mulți au fost la conducere. Pe mâinile lor s-au furat banii ăștia. Politicii ăștia au dat jurământ la țară, la popor. Nu trebuie iertat. Pe toți trebuie de închis la pușcării ca să fie o imunitate și confiscat averile, ca să fie o imunitate pentru policienii ăștia. Noi trebuie să creștem o pleiadă de policieni noi, aduși aici care învață pe după hotare. Policieni noi care să țină, să tragă, să iubească Republica Moldova și acest popor. Și numai atunci vom putea să scoatem țara din... Dar eu cred că e posibil, pentru că au fost multe țări așa distruse. Așa e și China, Singapurul. Sunt multe țări care mici poate să transformă, să facă minunea asta. Uitați-vă la Albania. Haideți să nu ducem departe. Albania în 1990 era coada coadelor Europei și a lumii. Era râsul, era, cum să vă spun, era un exemplu negativ. Noi ne-am transformat, din păcate, în Albania, Europa. Știți de lucrul ăsta, că eu mai țin cu ce sunt pe lume și expert. Este posibil că avem potențial. Este posibil că avem potențial. Potențial intelectual noi avem. Eu totuși cred că suntem noi plasați la nivelul acela, pentru că în oraș, uitați, mai sunt oameni cât de cât care poate menții la nivelul mijlociu, cu salarii și mai departe. Pur și simplu la țară, prin sate, e catastrofă. Momentul este trebuie numai decât de accentuat și de atras o atenție deosebită. Pe această notă trebuie să punem punct aceste emisiuni. Domnule Mihăieș, domnule Pascaru, eu vă mulțumesc pentru participarea la această emisiune. Stimați telespectatori, a fost Reflector Analitic. Rămâneți alături de Accent TV și în continuare.